Bine v-a regăsit, dragi prieteni, la mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor. Astăzi este Ziua Națională, o zi în care împlinim 99 de ani de la Marea Unire. Anul viitor va fi centenarul Marii Uniri. Sperăm că vom mai fi și anul viitor într-o România unită. Mă bucur foarte mult pentru toți aceia care au contribuit de-a lungul istoriei la închegarea acestui spațiu. Mă gândeam în zilele trecute la bunicul meu, care din păcate nu mai este de câțiva ani de zile, care până în Munții Tatra a plecat cu frontul, fiind cărăuș la soldați, ducându-le mâncarea pe front în linia întâi, și a fost și rănit, dar care a supraviețuit războiului și ne povestea cât de greu a fost, cât de inimaginabil de greu. Cei dintre noastre care aveți doar o vagă idee și ați văzut doar prin filme, vă recomand să vă duceți la Muzeul Național de Istorie. Acolo, chiar la intrare, va fi un moment de amintire a primului război mondial, chiar în urma căruia România reușește să se facă dodoloață, așa cum spune tradiția, trăiască România dodoloață, România rotundă, așa cum era pe vremea aceea cu Bucovina, cu tot ceea ce aveam. Merită să vă luați timp să mergeți la muzeu, pentru că există și documentare, există și scene de luptă. Vă puteți imagina măcar o frântură din ceea ce era atunci. Mi se pare senzațional ce s-a întâmplat și se întâmplă la muzeu, ca să poți să ai o mică idee despre ce înseamnă libertate, ce înseamnă privilegiile pe care le avem noi astăzi. România noastră dragă este la acest aniversar. Mi-aș dori în această zi ca românii să se înțeleagă mai bine, să se iubească mai mult. Mi-aș dori ca politicienii să zâmbească unii la alții, nu cu fățărnicie, ci să încearcă să scoată această căruță obosită de vreme din impas. Căruța aceasta a politicii care tot scârție, pe când zici că a luat-o la vale, iar se împotmolește și urcă la deal. Dumnezeu să trezească România, iar imnul nostru care spune deșteaptă-te române din somnul cel de moarte, să fie o deșteptare nu numai din punct de vedere al spiritului revoluționar patriotic, ci să fie o deșteptare, așa cum spune Apostolul Pavel în Romani, deșteaptă-te tu care dormi, dragostea nu face rău aproapelui, este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn, căci mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Este ceasul să ne trezim din somn. Da, somnul rațiunii naște monștri, trebuie să fim raționali, trebuie să ne gândim unde duce drumul acesta al conflictelor, unde vom ajunge dacă vom continua în felul acesta. De aceea mă rog astăzi pentru România ca Dumnezeu să o binecuvânteze și să ajute ca oameni, bărbați și femei, cuprinși de Spiritul Sfânt, să poată să se întoarcă cu toată inima spre Dumnezeu și spre dragostea de semeni. De curând, foarte mulți creștini s-au gândit la Sfântul Andrei. Desigur că mulți dintre noastre știți lucrul acesta. O sărbătoare creștină postată peste o sărbătoare dacică, nu contează. Măcar o dată pe an ne putem gândi la Sfântul Andrei. Noi nu sărbătorim în calitate de creștini adventiști pe Sfântul Andrei, dar având în vedere faptul că este foarte important să ne gândim la ucenicii Domnului Iisus Hristos care au păstrat standardul Evangheliei, astăzi mesajul meu se intitulează Evanghelia Sfântului Andrei. Ce are peste România această Evanghelie? Se spune că Sfântul Andrei a evangelizat în Moesia, undeva în Dobrogea de astăzi, și există această tradiție că Apostolul Domnului ar fi venit și pe meleagurile române. Nu știm dacă este adevărat lucrul acesta, se presupune, nu sunt foarte multe dovezi, unii încearcă să dovedească, nu reușesc foarte bine, dar nici nu contează. Cred că dacă Evanghelia Sfântului Andrei ar fi înțeleasă în România, într-adevăr s-ar produce un reviriment fără precedent în istoria României. De aceea te rog să fii astăzi ochi și urechi și, dacă binevoiești, distribuie această emisiune să audă și alții despre Evanghelia Sfântului Andrei. Aș vrea să vă spun câteva lucruri astăzi despre Sfântul Andrei și să vedem cine a fost el, ce caracteristici a avut el și cum ne putem identifica cu el, în așa fel încât personalitatea lui să poată să se reflecte și în viața noastră,
mobilizându-ne la slujire și la lucrare, așa cum făcea Sfântul Andrei. În primul rând vreau să vă spun că Andrei este chemat la slujire. Câteva caracteristici ale lui le vom studia de-a lungul acestei ore. Andrei este chemat la slujire. Deschideți Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Matei, la capitolul 4, versetul 18, spune Sfânta Scriptură așa. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon zis Petru și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. Mi se pare fabulos, senzațional. În timpul unor frați care se căzneau să aducă mâncare pentru familia lor, care au întins o mreajă ca să prindă niște pești, apare un tânăr galilean după port, un băiat îngrijit, un tânăr în jur de 30 de ani, care se uită la ei cu zâmbet și doar le spune următoarea metaforă. Veniți după mine și eu voi face pescar de oameni. Și ceva ca un arc reflex nebănuit, necunoscut, străbate de la inima lui Iisus, de la zâmbetul lui, în privirea celor doi pescari care se uită unul la altul, cred că Andrei era mai în vârstă decât Petru, și își fac din cap. Îndată i-au lăsat mrejile și au mers după Iisus. Mi se pare fabuloasă această chemare la slujire. Și dați-mi voie să vă spun, dragi prieteni, consider că această chemare la slujire este cea mai prețioasă chemare dintre toate chemările acestei lumi. Unii sunt chemați să fie într-o funcție de politician, unii sunt chemați să fie într-o funcție de conducător religios, unii sunt chemați să fie într-o funcție didactică, unii sunt chemați să fie în știu eu ce influență pe care pot să o aibă în societate. Cea mai frumoasă chemare și cea mai înălțătoare chemare este aceea de a fi slujitor al lui Dumnezeu, de a fi pescar de oameni. Mi se pare o metaforă superbă de a dori să câștigi oameni pentru plasa Evangheliei, pentru Domnul Iisus Hristos. Andrei este chemat la slujire. E adevărat că slujirea astăzi nu este spectaculoasă. Nu cred că ați auzit pe cineva în limba română, în România, să fie chemat domnul, știu eu, un nume de familie, Moisan, slujitorul. Slujitorul nu prea dau mamele nume copiilor lor. Cum te cheamă slujitorul? E greu de acceptat lucrul acesta. Să fii slugă, să fii slujitor, se pare așa o chestie destul de neavenită. Noi am vrea să fim șefi, am vrea să fim patroni. A sluji nu e atât de spectaculos. Cu toate acestea, chemarea la slujire, chiar dacă nu-ți face nimeni statuie, chiar dacă sunt unii împotriva ta, chemarea aceasta la slujire este cea mai prețioasă chemare din toate timpurile. Iisus zice, vină după mine și vreau să te fac pescar de oameni. Andrei este chemat și Andrei împreună cu Petru răspunde acestei chemări. Fabulos! Andrei nu numai că este chemat. Al doilea lucru pe care îl vom studia despre Andrei este că el face lucruri extraordinare. Este chemat să facă lucruri extraordinare, nu ordinare, ci extraordinare. Deschideți împreună cu mine Biblia în Matei, capitolul 10, versetul 1 înainte. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel dintâi Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui. Andrei este dotat cu puterea lui Iisus de a putea face lucruri extraordinare pentru Dumnezeu. Minunat! Mi se pare deosebit faptul că bărbatul acesta al lui Dumnezeu se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Dacă îl apreciezi pe Andrei, dacă tu chiar crezi că Andrei a venit în România, în zona aceasta a Europei, ca să mărturisească Evanghelia, ar trebui să știi mai mult despre el. El este chemat să slujească și el este chemat să facă lucruri extraordinare. Nu știu care este numele tău. Dacă te cheamă Andrei cumva, să știi că și tu ești chemat în felul acesta. Dacă te cheamă altfel și ești român, să știi că și tu ești chemat în felul acesta. Ești chemat să fii pescar de oameni, să fii slujitor,
să salvezi pe oameni din disperare, din necaz, să le arăți o veste bună a lui Dumnezeu, a mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, ești chemat să faci lucruri extraordinare, să te rogi pentru bolnavi, ești chemat să împlinești voia lui Dumnezeu în viața ta și în viața altora. Marco la capitolul 1, versetul 29, ne exemplifică un alt moment extraordinar. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat împreună cu Iacov și Ioan în casa lui Simon și a lui Andrei. Andrei este chemat să fie ospitalier, chemat să aibă dragoste de oaspeți și nu numai de oaspeți obișnuiți, ci de marele oaspete al tuturor timpurilor, care este Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că atunci când vine oaspetele acesta în casă, el nu face altceva decât să însenineze lucrurile, să vindece pe bolnavi, să facă tot ceea ce poate fi mai frumos. El, Domnul Iisus Hristos, zice că dacă cineva iubește cuvântul său, el va locui. Să citim împreună această făgăduință care este valabilă până în ziua de astăzi. Ioan capitolul 14, cuvântul lui Dumnezeu, spune așa. Versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Teofanie. O arătare specială din partea Domnului Iisus. Iuda, nu Iscariotul, a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Mi se pare senzațional. Cea mai mare veste bună de ziua națională. Mie mi se pare aceasta. Iisus este gata să locuiască împreună cu tine. Îl apreciezi pe Andrei, fiica Andrei. Primește-l pe Iisus în viața ta, în casa ta și spune: Doamne Iisuse, vreau să vin în casa mea, vreau să vin în familia mea, rezolvă lucrurile din casa mea, din familia mea. Este fabulos, este senzațional. După ce Andrei este chemat la slujire, după ce Andrei este invitat să facă lucruri extraordinare, Andrei este chemat să fie ospitalier. Vreau să vă citesc încă un lucru extraordinar, pentru că astăzi totul este extraordinar în ceea ce vă spun, nu pentru că vă spun eu, ci pentru că acest personaj biblic numit Andrei este ceva deosebit. Marcu la capitolul 13, versetul 3, spune așa: apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului și Petru, Iacov, Ioan și Andrei l-au întrebat deoparte: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri. Aici aș vrea să subliniez avantajul de a fi cu Iisus. Dacă ești cu Iisus, un mare avantaj. Andrei are acest avantaj. Poate să-L întrebe pe Iisus. Poate să vorbească cu Iisus despre sfârșitul lumii, despre sfârșitul lucrurilor. Mi se pare senzațional. Mulți dintre noi suntem ispitiți să ne dăm noi cu părerea despre sfârșitul lumii, despre sfârșitul lucrurilor și oamenii au ajuns să ne râdă în față și să spună: mai mergeți voi mă cu zvonurile astea, numi copiii. Și lucrul ăsta a ajuns să fie o bagatelă pentru mulți. Până la sfârșitul lumii mai sunt 3 ore, 20 de minute, 25 de secunde, 24, 23. Țineți minte teatrul care a fost făcut numai cu ceva vreme la o televiziune care astăzi nu mai este. Foarte mulți oameni vorbesc despre sfârșitul lumii, despre, dar în momentul în care ești cu Iisus, ai avantajul de a comunica cu Iisus, de a-L întreba pe Iisus: Doamne, cum stau lucrurile? Atenție, nu e vorba de o comunicare în aceasta imaginară. Nu, Iisus spune: voi veni la El, voi locui împreună cu El. E vorba despre existența unui prieten pe care îl primești în viață. Nu e nimic bolnav aici, nu există o afecțiune psihică în care ai impresia că e cineva lângă tine. Nu, nu, nu. A jucat odată Radu Beligan într-un teatru care s-a numit Harvey, că un bolnav psihic credea tot timpul că un iepure mare cu urechi lungi este împreună cu el. Și când intra într-o casă,
prima dată îi făcea loc lui Harvey, care bineînțeles că nu exista. Se intre Harvey cu el și apoi se punea pe un scaun la doctor și îi spunea doctorului, poți să mai duc un scaun pentru Harvey? Ia, un scaun pentru Harvey. Nu este vorba despre așa ceva. Este vorba despre prezența în spirit al Domnului Iisus Hristos, care poate fi consultat și care poate să îți dea în sufletul tău răspunsurile de care ai nevoie prin Duhul lui Dumnezeu, prin influențarea aceasta tainică și frumoasă a Duhului Sfânt. Avantajul de a fi cu Iisus, ne arată Andrei, le ia deoparte pe Iisus. Ce minunat este să poți să le iei deoparte pe Iisus. Să poți să ai cui să-i spui deoparte, nu să te audă toată lumea, ci în cămăruța ta. Spune Iisus, tu când te rogi, să nu fii ca păgânii care bolborosesc aceleași vorbe mereu și spun cuvinte sau învață gura să zică, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa, roagă-te tatăl tău care este nascuns și tatăl tău care este nascuns îți va răsplăti. Te poți ruga lui Iisus, îl poți întreba pe Iisus și el îți va răsplăti. Acesta este avantajul de a fi cu Iisus. Cine este Iisus pentru Andrei? Deschideți împreună cu mine Biblia în Ioan capitolul 1, versetul 40 și 41, spune așa. Unul dintre cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și merseseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon. El, cel din tâi, a găsit pe fratele său Simon și a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristos, și l-a adus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Andrei găsește pe Iisus ca cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor. Noi am găsit pe Mesia. Mi se pare fabulos. Dacă vrei să fii ca Andrei, caută pe Iisus. Este cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor. În momentul în care îl vezi pe Iisus, îl cunoști din Sfânta Scriptură, înțelegi că El a înviat și șade la dreapta Tatălui și intră în comuniune cu toți copiii Săi, înțelegi că ai găsit cea mai mare comoară care poate exista în lumea aceasta. Cea mai mare descoperire. Andrei nu doar că este chemat la slujire. Andrei nu doar că este chemat să facă lucruri extraordinare, să vindece bolnavi, să scoată demoni. Andrei nu doar că este chemat să fie ospitalier și îl primește pe Iisus în casa lui. Nu doar că este avantajat de faptul că stă de vorbă cu Iisus. Andrei consideră că Iisus este cea mai mare descoperire a tuturor timpurilor. Noi am găsit pe Mesia. Noi am găsit pe Cel care este împlinirea tuturor profețiilor din Vechiul Testament. Iisus este centrul. Noi L-am găsit. Tu, dragul meu român de Ziua Națională, L-ai găsit? Sau crezi că sunt niște simple vorbe ale unui om care nu are ce să facă? Vreau să spun că am ce să fac. Și aceste gânduri sunt spuse din tot sufletul și din tot cugetul meu. Nu există o descoperire mai mare în univers ca aceea de a-L descoperi pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi am găsit pe Mesia. L-a luat pe Petru și l-a dus la Mesia. Un episod absolut senzațional se găsește în Ioan capitolul 6. Și vom vorbi despre al șaselea punct, a șasea caracterizare pe care o are Andrei. Ioan capitolul 6, de la versetul 1, scrie așa. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată venea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu cenicii săi. Paștele praznicului iudeilor erau aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut o mare gloată că vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de dinari n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin tel din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de orz și 2 pești. Dar ce sunt acestea la atâția? Unul dintre ucenici,
Andrei, când Filip zice, domnule, avem 200 de dinari, nu putem să cumpărăm atâtea pâini, să ajung la toți oamenii ăștia, unul dintre ucenici, numit Andrei, spune, este aici un băiat care are 5 pâini și 2 pește. De unde știa Andrei ce are un puști în geantă? De unde știa? V-ați gândit vreodată la asta? Dragilor, mi se pare senzațional faptul că a fi ucenic al Domnului, cu adevărat, nu înseamnă a te preocupa doar de tine, a fi în centru cu tine însuți, în centrul vieții tale, în centrul preocupărilor tale, ci înseamnă a socializa cu adevărat. Înseamnă a te preocupa și de mielușei Domnului și de cei mici ai Domnului. Se pare foarte frumos. Îmi imaginez că vin oamenii acolo la Iisus, să-L asculte pe Iisus și la un moment dat ucenicii sunt pe acolo. Cred că mulți dintre ei le spuneau, bine ați venit, haideți mai aproape, haideți să auziți bine, hai să stăm în direcția vântului, că atunci când Iisus vorbește să puteți auzi cu toții bine. Și tu, Andrei, îl vede pe un puști și spune, și tu ce faci? Ce cauți aici? Am venit să văd pe Iisus. Și cum ai venit? Păi da, mama știe, da, și cum? Cum de-ai venit tu singur aici? Păi am venit, mi-a pus și de mâncare. Da, ți-a pus și de mâncare. Și ce ți-a pus mâncare? Uite, 5 pâini și 2 pești, extraordinar. Ți-a pus ție de mâncare, mama, da, bravo, ăia stai aici lângă noi. Pentru că nu putea să știe altfel că acel copil avea întreaste decât printr-un interes special pe care îl acordă. Rămân zdrobit în suflet atunci când văd indivizi care își spun creștini în bisericile creștine și care deja au iarna printre firele de păr și care au experiență de viață. Rămân uimit cum unii care spun păstori sau preoți sau slujitori al lui Dumnezeu în anumite biserici nu au absolut nicio preocupare pentru copiii care vin la biserică, pentru copiii care vin la altar, pentru copiii care se apropie de Dumnezeu. Au impresia că acești copii sunt, mă rog, așa, nu contează, ei trebuie dați afară să nu aibă gălăgie. Marele guru care vorbește acum, Domnul să-l ierte când se enervează că are un copil mic prin zonă. Nu așa era Andrei. Andrei era un suflet al locului care știa ce se întâmplă. Ia vină încoace, ia spune-mi, te rog. Cum, dar nu ți-e foame? Ba da, că mama mi-a pus 5 pâini și 2 pești. Imediat a aflat ce are în traistă, pentru că îl preocupa sincer soarta acestui mielușel al lui Iisus. Dacă iubești pe Andrei, dacă vrei să fii un român autentic, dacă vrei să fii un creștin autentic, nu te mai pune pe tine în centru vieții, ci în primul rând pe Iisus și pe semenii tăi. Vezi, atunci când un copil vine la Iisus, să nu cumva să spui ceva să-l îndepărteze. Majoritatea copiilor care au venit la biserică în copilărie au plecat de la biserică pentru că un nene nemintos le-a făcut o observație sau două sau trei și ei n-au avut loc pentru că nu erau din familii bune sau nu erau privilegiați ca alți copii care să fie mângâiați și băgați în seamă. Nu, dragul meu, fii ca Andrei. Fii plin de dragoste pentru copilași. De unde știa el că avea copilul ăla pâini și pești? Pentru că l-a întrebat. Pentru că a vorbit cu el. Pentru că îi păsa de ce se întâmplă. Ioan capitolul 12, versetul 12. Spune ceva fabulos. La fel. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei. L-au rugat și au zis, Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus la Andrei și a spus lui Andrei. Apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Știți ce se întâmplă aici?
Aici este dovada că Sfântul Apostol Andrei este un om fără gelozie. Niște greci, auzi? Niște păgâni vor să-l vadă pe învățătorul. Pă, plecați, mă, de aici, mă! Ce mă sunteți voi, mă, aici? Pă, ce ați venit voi, mă, aici? Ce să vedeți aici? Vedeți-vă, mă, de treabă că aici este numai noi. Noi suntem. Noi suntem biserica noastră, biserica Domnului, cei din lume. Voi sunteți din lume, mă. Cei din lume n-au lumina. Noi avem lumina. Noi suntem. Așa manifestări de nemintoșenie nu existau în viața lui Andrei. Nu existau la apostolul Domnului. Vai! Îi mântuiește și pe ăștia. Nu cumva ne lasă pe noi pe din afară? Filip a spus lui Andrei, băi, vezi că vor niște greși să-l vadă pe Iisus. Și Andrei putea să spună, zile mă să plece, ce treabă au ei cu Iisus? Ce treabă, mă, noi avem, ce zice Iisus? Că el a venit la oile întâi pierdute ale casei lui Israel. Mă, evrei, mă, ce cu neamurile, mă, ce cu goim ăștia? Lasă-mă să meargă la Socrate și la Platon, la filozofii lor. Lasă-mă să meargă la filozofii lor. Spune-le să meargă la filozofii lor. Acum vin și ei când și-au dat seama că cu filozofia nu prea, cu zeița Diana nu prea. Să tragă în ele, mă, acum, să tragă. Nu există asemenea spirit la Andrei. Când un om dintre păgâni, cu filozofia lui de viață, dorește să-l vadă pe Iisus, Andrei merge și spune lui Iisus, Iisuse, vor să te vadă niște greci. Acesta este creștinul autentic. Și Iisus zice, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Dacă ați ști ce se întâmplă aici, v-ați dat seama că Iisus reușește să treacă peste o mare ispită. Știți de fapt ce voiau grecii aceia? Grecii voiau să-i spună, băi, dacă nu te primesc ăștia, vină mă la noi, că tu ești cel mai mare dintre toți filozofii care au fost până acum. Vin la noi. Lasă-mă pe ăștia în boilor. Nu vezi că nu, toți sunt cu capetele încruntate, toți sunt cu... Nu te primesc, mă, cu bălbele astea sure. Nu. Vină la noi. Și Iisus zice, adevărat vă spun că dacă greuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Nu plec la voi. Eu rămân să împlinesc misiunea. Dar Andrei, omul lui Dumnezeu, spune lui Iisus că niște goim, niște neamuri vor să-l vadă. Acesta este Andrei. Aceasta este Evanghelia adevărată. Nu una cu centrare pe sine și pe poporul nostru și pe biserica noastră și pe noi și pe membrii noștri, ci una cu bătaie lungă. Fără ironii, fără sentimente de superioritate care de fapt nici nu se bazează pe ceva, ci cu grijă și cu simplitate. Andrei spune lui Iisus, vor niște greși să te vadă. Aș vrea să vă citesc ultimul text. În Faptele Apostolului, capitolul 1, versetul 13, unde se spune așa. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Andrei rămâne consecvent planului divin. După ce Iisus Hristos moare și el este disperat ca toți ceilalți, el fuge, se întoarce și chinuit de josnicia faptei lui, vine lângă Iisus. După ce Iisus înviază și Iisus se înalță la cer, Andrei rămâne consecvent planului divin. Petrece împreună cu ucenicii în rugăciune. Se duce în toată lumea împreună cu ceilalți ucenici, predică despre Iisus. Se spune că a fost și prin România. Se spune că a murit crucificat pe crucea Sfântului Andrei, într-o poziție în care astăzi avem crucea aceasta de la trecerea la nivel cu cale ferată. Este
minunat să înțelegi din Sfânta Scriptură profunzimile acestui om, care nu a fost vioara întâi ca Petru. Simon Petru lua cuvântul și a zis, nu, a fost plăcerea de a fi vioara a doua. Și unor este foarte greu să fii vioara a doua. Noi toți dorim să fim vioara întâi, noi toți dorim să conducem, noi toți dorim să fim importanți. Doar că Andrei ne dă o lecție de umilință. Ne dă o lecție de a trece prin Sfânta Scriptură, nu neobservat, dar nu în prim plan. Andrei ne dă curajul să înțelegem că a fi creștin înseamnă a fi chemat la slujire. A fi creștin înseamnă a fi chemat să faci lucruri extraordinare. A fi creștin înseamnă a fi ospitalier. A fi creștin înseamnă a fi într-o stare de avantaj față de alții, că ai cu cine vorbi, ai cui să-i spui, ai cui să-i explici. A fi creștin înseamnă a înțelege că descoperirea lui Iisus Hristos este cea mai frumoasă veste bună din toată istoria și poți să spui și tu împreună cu El, noi am găsit pe Mesia. A fi creștin înseamnă a te preocupa de detalii, de lucrurile Domnului, de copiii Domnului, de cei mici care vin lângă Domnul. A fi creștin adevărat, așa cum a fost Andrei, înseamnă a trece dincolo de gelozie, a nu opri pe nimeni să vină la Iisus, a nu încerca să pui bariere în fața oamenilor care își doresc să vină la Iisus, pentru că Iisus a spus, pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Am auzit foarte mulți care astăzi își spun creștini, care zic, tocmai ăsta s-a găsit să vină, ăsta care a făcut asta și asta și asta, da. A fi creștin înseamnă a încuraja pe cei care doresc să vină să-L vadă pe Iisus. Și a fi creștin înseamnă a fi consecvent planului divin. A rămâne alături de Iisus și de poporul Lui până la capăt, în ciuda opreliștilor, a face misiune, a te duce din Ierusalim în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Asta înseamnă Evanghelia Sfântului Andrei, pe care El ne-a lăsat-o prin viața Lui. Iar toți cei din România care iubesc pe Sfântul Andrei ar trebui să se deștepte și să facă aceste gesturi de a fi adevărați creștini, în frunte cu cel care vorbește. Mi se pare extraordinar faptul că astăzi este Ziua Națională, este un moment de bilanț, este un moment în care ne putem pune tot felul de întrebări, ne putem gândi la cine este de vină că lucrurile nu merg bine, putem să arătăm cu degetul spre alții și să spunem, da, politicienii sunt de vină, ceilalți sunt de vină. Putem să zicem, domnule, nu se poate. Este interzis să visezi într-o Românie curată, frumoasă, elevată. Nu va fi niciodată lucrul acesta. E bine, lucrurile se pot schimba. Se pot schimba din interior. În momentul în care Dumnezeu cheamă niște oameni care își doresc să trăiască după principiile Sfântului Andrei sau ale Evangheliei, că de fapt acestea sunt principiile Evangheliei, pentru că Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 1, dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă vestească o altă Evanghelie, să fie anatem, adică să fie blestemat, aceeași Evanghelie este, a dragostei de semeni, a lipsei de gelozie, a implicării, a descoperirii lui Iisus, a prezentării lui Iisus, a fi consecvent planului divin, este aceeași Evanghelie. Dacă există cineva care dorește să fie primul, care să trăiască o astfel de transformare, România se va schimba. Când Jonathan Edwards a auzit despre faptul că Dumnezeu cheamă un singur om care se schimbă lumea la o predică și a zis, oare de ce n-aș fi eu omul acela? Roman, capitolul 13, versetul 11, spune așa. Să citim și versetul 10. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Și aceasta cu atât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea
aproape a trecut. Se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm, dar, de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn. Deșteaptă-te, române, trăiește o viață în care să conteze și semenul tău. Cu toți am fost întristați, dar prieteni, de dispariția uneia dintre cele mai mari actrițe pe care le-a avut poporul nostru. Am rămas zdrobit în suflet când am văzut ultima apariție a ei publică. Doamna Stella Popescu, cu o zi înainte ca să moară, a fost invitată la un eveniment unde i s-a amânat un premiu. Majoritatea dintre noastre poate ați văzut acel moment în care actrița, care era de obicei de o coerență inimaginabilă la cei 81 de ani pe care avea, de o profunzime rară, de o vigilență impecabilă, cu ocazia aceea își pierde sensul propozițiilor. Cu ocazia aceea este nervoasă atât de tare încât nu se poate exprima coerent. Nici măcar unul dintre cei care erau acolo nu s-a gândit că ar fi bine să sune la salvare, să o ia deoparte și să spune: nu e așa că vă simțiți un pic cam amețită? Nu e așa, uite, eu cred că aveți o problemă și ar trebui să mergem până la doctor, să facem o analiză. Nu s-a gândit niciunul. Știți de ce? Pentru că nu ne pasă de noi, nu ne pasă să arătăm cu degetul spre alții, să spunem: uite, baba asta, domnule, ce supărat era. Pentru că noi nu înțelegem Evanghelia. Pentru că noi nu judecăm lucrurile de la cauză la efect. Noi suntem gata să judecăm efectele tot timpul. M-am mai gândit la un lucru. Probabil că puține actrițe din lumea aceasta au avut celebritatea, frumusețea, dicția, spiritul doamnei Stella Popescu. Pe oriunde mergea în țară, era recunoscută. Nu știu dacă există vreun român care să nu fie auzit de Stella Popescu. Probabil că știți mulți dintre dumneavoastră faptul că reclamele la o anumită farmacie erau pline de ea și de partenerul ei de scenă. Actorii nu duc foarte bine, dar nu duc nici foarte rău în momentul în care au ajuns celebri. Și m-am gândit cât de trist, cât de dramatic este după ce ești cunoscută în toată țara, după ce înveselești milioane de români în fiecare revelion, în fiecare ocazie de varietăți, după ce ți se dă să faci emisiune de televiziune, te bucuri, te duci la piață, cumperi tot felul de alimente, oamenii ți-l dau pe gratis ca să faci mâncare, ca să faci un show de televiziune. Cât de trist este să ajungi acasă, să fii singur, să cași și să mori singur și să nu te găsească nimeni până a doua zi. Poate să fie ceva mai trist decât asta. Dragilor, în această experiență trebuie să învățăm că nici a fi celebru, nici avea bani, nici avea o poziție pe scara socială extraordinară, nu trebuie să fie pe primul plan în viața noastră. Andrei ne-a învățat cine trebuie să fie pe primul plan. Iisus. Noi am găsit pe Mesia. Și dragul lui Iisus, Andrei socializează cu semenii, slujește pe semenii, se roagă pentru bolnavi, rămâne consecvent planului divin. Este atât de bine să-i ai pe ai tăi, cu adevărat.
să nu fii singur. Dumnezeu va judeca în dreptul fiecăruia dintre noi. Dar ceea ce mi se pare fabulos este că această evanghelie va propăși în România. Eu am un vis. Văd că această țară, sau cred că această țară poate să se întoarcă de la o cale a nelegiuirii, la o cale a credinței în Domnul Iisus Hristos. Am visul acesta pentru că se fac eforturi deosebite, prin tot felul de mijloace, ca oamenii să afle Evanghelia. Ca oamenii să fie creștini nu doar cu numele, nu doar pentru o fracțiune de secundă în viață, botezați sau înmormântați, ci să fie creștini autentici dintre aceia care cunosc poverile semenului de lângă el, dintre aceia care cunosc poverile aproape lui, dintre aceia care iubesc pe Dumnezeu, dintre aceia care prezintă pe Hristos. Acest deziderat, această soartă a unei vieți pline de suc, de sevă, pentru înălțarea Domnului Iisus Hristos și pentru a sluji pe semeni, ți-o doresc ție, mi-o doresc și mie. Pentru că asta am învățat de la Andrei, de la Petru, de la Iacov, de la Ioan, la ucenicii Domnului, care toți au reflectat viața Domnului Iisus Hristos. Aceasta îmi doresc să fie deșteptarea României. Și pentru aceasta mă rog și te rog și pe tine să faci lucrul acesta. Amin.